Salutare, oameni buni, am fost invitat la raliul Sibiului de către partenerii mei de mobilitate Autoclass. Ia, acolo este scena. Se pare că voi avea onoarea să dau startul acestui raliu. Să fie într-un ceas bun. Acum o să fiu învățat cum se dă start. Deci ăsta este acum. Deci. Așa. Așa. Hop. Să aplicăm așa. Așa. La ultimul tur. Ia uitați. Acest outfit este doar al lor. Al meu este nenorocire. Startul oficial pentru acest echipaj îl va da nimeni altul decât Pavel Bartos, aici prezent la Sibiu. Da, invitat special din partea partenerului de mobilitate Autoclass. Salut, Pavel! Hai până vine echipajul, așa, două reacții. Bineînțeles că toată lumea așteaptă să vorbești, chiar dacă te se trage microfonul. Dacă am apucat peste aceste lucrări puternice, dar oricum s-a făcut că de la Autoclass am fost ideea că cel mai sportiv dintre actori, cel mai actor sportiv. Oricum să fie cu bască. Super, mulțumim mult! Pavel Bartos va da startul oficial. Da, ne pregătim. Start excepțional pe care l-am dat, bineînțeles că nu puteam rata să mă urc chiar eu în mașină, bineînțeles în calitate de copilot. Așa arăt echipat, bine, o să mai am casca asta în cap. Aole, acum pune casca, ține așa. Ți-am spus că am trei fete acasă. Am două. Te omoară nevastă mea. N-ai cunoscut-o pe a mea. Da. Eu un pic să fie bine ție casca, prinde de aici. Nu stiu, trebuie să vină. Nu stiu. Așa, nu stiam tu. Ok? Acum e ok. Da? Perfect. E fără ochi la, nu? Cred că. E clar, fără ochelari. Deci o să fie fără ochelari. Nu contează. Deci nu o să văd nimica. Deci cam așa arăt. Mă, e pe bune tot ceea ce se va întâmpla. Noi suntem Ford Light? Ford Lighter, adică deschidem drumul. Nu suntem mașină de curse, nu mergem la viteza aia, dar deschidem drumul să vedem că totul e perfect pe traseu. Așa că, uite, am pornit. E o glumă, să nu credeți. Te iubesc, Anca. Te iubesc, Sofia, te iubesc, Rita, te iubesc, Eva. Așa fac copilotul, își dau mâna înainte, da? Hai, o să fie bine! 5, 4, 3, 2, 1, zi! Ne pregătim, hai, iarăși. Și a doua. 3 2 1 start.
să fie unde sunt eu acum. Da. Oameni buni, ne pregătim de ultima parte a acestei probe. Ce facem aici, Adi? Un slalom paralel. Un slalom paralel de doar 3,8 km. Deci am fost cei mai buni, mamă! Concluzii la cald. E foarte tare. La un moment dat ești foarte încordat la început, dar într-adevăr secretul este să te relaxezi și să savurezi acest lucru. Și într-adevăr să ai încredere foarte mare în pilot. Este foarte important să ai încredere. Adi Baciu e un pilot de încredere. Și gândiți-vă că el o face din pasiune. Chiar am fost norocos. Uitați-vă, acum am scoate... Adi Baciu, șapca cu B de la Bartos. Da, uite, cu B de la Bartos, ca să nu zic de la Baciu. Și acum, uitați-vă, am scoate, să vedeți cum stă părul după. Deci să vedeți dacă a rezistat cu afura. Ia. Mi-a scos comunicația. Trebuie să te apleci puțin în față, ca să poți să o scoate. Da. Mi-a scos casca. Apleacă-te un pic în față. Așa. Cu mamă! Zici că am făcut duș. Dacă aveam gel de duș, eram acum. Ia uitați-vă, el este Adi. Așa se termină o competiție sportivă. Auzi. Ia uitați-vă și... Mamă! Hai să mă filmez.